Bună seara, domnilor și domnilor, la Capital Special. În această seară l-am alături de mine pe domnul Cornel Mihăiescu, președintele Partidului România Mare, filiala Hunedoara. Bună seara, domnule Mihăiescu. Bună seara. Uitați că Partidul România Mare, după Vadim, n-a murit, s-a reformat, am înțeles, și acum s-au organizat niște alegeri din nou, nu? În urma cărora v-ați reconstituit sau cum s-a întâmplat? Da. Are loc un proces de restructurare la toate nivelurile, de sus până jos. A fost ales președinte domnul Iovici Teodor, președinte România Mare, iar pe plan județean am fost numit președinte delegat, fiindcă organizația județeană a fost dizolvată în martie, a rămas o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă prin care a fost desființată. Deci eu trebuie să o luăm de la început în județul Hunedoara, cu noi organizații și cu noi adeziuni. În ceea ce privește ideologia, noi suntem un partid naționalist, un partid autentic național, în care pe primul plan pune națiunea, iar ea trebuie să hotărească. Noi, elitele, trebuie să punem în practică hotărârile luate de națiune. De asemenea, pe plan local, trebuie să se acorde mai mare autonomie locală, fiindcă ei știu ceea ce le lipsește și ce măsuri trebuie să iei pentru revigorarea activității sub toate domeniile. De asemenea, vom participa la alegeri cu candidați pe liste proprii, nu pe listele altor partide. În continuare, mențin viabilitatea prognozelor și analizele făcute de Corneliu Vadim Tudor, pe care noi le actualizăm la condițiile sociale și economice noi, fiindcă au loc mari progrese, atât pe plan local și schimbări, cât și pe plan mondial. Previziunile lui aici, nefericit faptul că s-au adeverit. În primul rând, s-a distrus economia națională. Și aș vrea să dau un exemplu clar în acest sens din județul Hunedoara, la Hațeg. La Hațeg a fost o fabrică de bere în care se folosea hamei de la zona Orăștii, de calitate, nu ca berea de azi făcută din pastile, nu mai este. A fost un abator care pe lângă conserve și salamuri exportam și animale în străinătate. Nu mai este, a fost fabrica de conserve, de calitate. Aduc aminte că erau niște conserve din nuci verzi făcute la un nivel fantastic. S-a desfințat și fabrica de mobilă, s-a desfințat și ICIL-ul unde se fabricau preparate din lapte. Erau și un complex unde lucrau femeile, tricotaje. Toți oamenii din zona Hațegului, țăranii, aveau unde să lucreze, veneau aici. S-a distrus, nu mai există nimic. Al doilea aspect negativ care l-a prevăzut și Cornel Vadim Trubu este înstrăinarea patrimoniului național. E vorba de pământ și păduri. Și cu atât mai grav este acest lucru cât este interzis de Constituție. Noi avem aproape 30% din pământul vândute. 100% din pământele naționale vândute. Și atât Constituția din 1991 cât și din 2003 spune că terenul României este inalienabil, că cetățenii străini nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenului. Și cu toate acestea s-au întâmplat nenorociri. Și noi trebuie acum să muncim în străinătate, nu muncim pe terenurile noastre. Trebuie să are loc un exod mare de oameni năcăjiți care pleacă în străinătate, îți lasă acasă copiii, bătrânii, bolnavi și nici ei nu au condiții vitrege în străinătate. Factorul uman, deci a luat drumul străinătății. Educația și școlile și sistemul sanitar este în colaps. Pe vremea lui comunistă scria, era obligatoriu, spunea. Educația și sistemul sanitar este gratuit. Și medicamente și tratamente în spital, tot era gratuit. Acum, dacă trebuie să iei niște medicamente, trebuie să aștepți o săptămână, o lună. Pentru RMN, trebuie să aștepți și 6 luni, 7 luni. Între timp poți să te duci de pe această planetă. Am avut pe vremuri Boicil, un medicament fantastic. Se vindeca cu injectabil ernia de disc, coxartroză, gonartroză. Și ce au făcut? L-au distrus și pe acesta. Era unic în lume, fără operație. Și acum l-au distrus Boicilul și l-au omorât și pe Boicil. Nu mai fabrică nimeni. Nu mai. Se fabrica, era spânz. Era, deci la Cluj era terenul cu spânz și din acela se făcea. Vă dați seama ce chestie, ce naturală tot.
Și acum dacă iei undeva, toate cu efecte secundare nocive. Corupția. Corupția a devenit generalizată acum. Nu numai cei care ajung în închisori și ceilalți și nu este depistată. La doctorate s-au luat cum s-au luat. Să fac examene de promovare, concursuri, să știe cum să fac. Birocrația este în floare. Oamenii trebuie să plătească sute de taxe și impozite. Numai taxe de timbri sunt 10. Iată cum și este și politizată. Fiindcă și o femeie de serviciu e politizată, trebuie să aibă adeziuni de la partid. Și atunci, atunci nu ne putem aștepta la ceva bun, mai ales evaziunea fiscală. Evaziunea fiscală e fantastică în România. Dați seama, de la 30% să ajungă numai la 5%, la 10%, unde am fi noi acum. Apoi, ce se mai întâmplă negativ? Împrumuturi. Noi încă nu suntem chiar așa rău de tot, dar împrumutăm bani, miliarde de miliarde în fiecare an. Domnule președinte, statul, pensii și salarii la stat, salarii mari la bugetari și pensii speciale, de unde se le plătească până la urmă? Bun, dar împrumuturile aia trebuie să le plătească și copiii noștri, vor trebui să le plătească. Ce credeți că interesează treaba asta pe careva? Se împrumută atunci, pe moment, și văd urmașilor ce să facă ei cu împrumuturile. Și în sport am ajuns foarte amărâți. Să știe că am fost primii la fotbal, Steaua, Craiova, Dinamo, eram primii la handbal, la gimnastică, mână, la alte sporturi. Acum ce mai facem și cu sportul? Nu mai facem nici la școală, nu mai fac. În loc să facă sport, educație, fac matematică sau alte discipline. Încă o dată revin la ce vorbeam mai devreme. Păi dacă dăm pensii mărite și salarii la bugetari imense și pensii speciale și astea, mai rămân bani și pentru sport? Așa este, dar e crudă situația. Nu este foarte gravă, sigur, este foarte grav ce se întâmplă în România. Pe viitor, zic eu, în primul rând, trebuie să schimbăm oamenii. Deci să punem, că omul schimbă și natura, dar și cu cine economia. Să-i schimbăm? Că vedeți că din urmă nu vine nimic. Din urmă, educația la pământ. N-avem, deci, Doamne ferește să ai nevoie în ziua de astăzi să angajezi pe cineva. Doamne ferește că n-ai pe cine. N-ai pe cine, și adevărat. Chiar dacă ai pe cine, ăla îți face mai rău îți face dacă l-angajezi decât dacă nu l-angajezi. Și asta e adevărat. Apoi, avem nevoie de legi clare, simple și pe înțelesul tuturor. Că în fața, dacă ai încălcat legea, nu ești exonerat, le spune să spui că n-ai cunoscut-o. Și atunci ar trebui publicate în monitor oficial și la toate chioșcurile de ziare din România să fie monitor gratuit. Ca oamenii să știe, măcar atât să facem. Bun, pentru ei. Dacă s-ar publica toate legile care în vigoare, ar trebui să mergem cu... Nu, ce apare în monitor oficial. Păi bine, dar cele din urmă, că lumea nu știe din urmă, știe. Trebuie să mergi cu portbagajul de monitoare. Da, domnule, sunt zeci de mii de legi, zeci de mii de ordonanțe, zeci de mii de hotărâri, zeci de mii de... Cine să le cunoască? Că nu le cunoaște nimeni. În Suedia, 5 taxe plătește omul. 5 taxe. O întreprindere, atât. Și fiind vorba de întreprindere, trebuie să sprijinim întreprinderile mici și mijlocii, fiindcă trebuie să creăm o clasă de mijloc, aia e esența democrației. Fără aceasta nu putem înainta. Este absolut necesar, totodată, proprietatea privată va trebui și în continuare, a fost și este și va fi întotdeauna esența omului, esența omenirii. Dar să vedeți ce au făcut acum ăștia cu guvernul nostru, a spus că nu mai le dă voie la țărani să crească porci la țară. În loc să iei măsuri prin sistemul sanitar ca să nu se îmbolnăvească. În Ungaria, fiecare la țară, dacă vrei să crești 10 porci, ai numai 5, îți aduce 5. Dacă vrei să n-ai furajă, îți aduce furajă. Și ți-i și cumpără la mai scump cu 5% decât piața liberă. Și atunci noi nu trebuie să facem și noi, nu trebuie. Unii democrația, civilizația, nu la țară. Noi și acum jumătate din populație trăiesc la țară. Și atunci merg în străinătate și lucrează pe nimic acolo, în loc să le dăm noi de muncă aici. Le dăm cu produse autohtone, nu le dăm cu îngrășăminte chimice să crească. Deci ea că ar trebui schimbată problema și în acest... politică agricolă pe care ar trebui să facă parte din strategia economică a țării, această politică agricolă, nu? Că... Și cu irigațiile, și cu, ce să mai spun, și cu sprijinirea producătorilor privați de animale și de furaje și de...
Da, dacă e vorba de autoctoni, să vedeți, să mergeți în piață, undeva sau în altă, să vedeți câte produse autoctone sunt. Scrie pe ele produse autoctone, de ele sunt toate străine, domnule. Ce am ajuns? Hai de mine. Am ajuns rău de tot. Însă situația, zic eu că trebuie plecată și de realizarea unei păți sociale. Nu trebuie să purtăm vină unui altuia. Să realizăm o pace socială și asta înseamnă, în primul rând, amnistiarea faptei. Aici trebuie plecat. De la amnistiarea... N-am zis la noaptea ca hoții, păi n-a fost noaptea ca hoții, că ăștia vrea să amnistieze nu știu ce fapte și a zis că Dragnea, din cazul lui Dragnea nu s-a amnistiat. Da, la noi, noi românii unul pe altul, pune vina și ne luptăm unul pe altul, în loc să... fim antrenați în problemele cu care e confruntată să fim populația. Uniți, să fim uniți. Că din cauza asta suntem și cam pe ultimul loc în Europa. Uitați-vă, ungurii, polonezi, ceoslovaci, cehii, slovaci, uniți, domnule, uniți. Trag unii cu alții. Trag unii cu alții și ce nivel au ei și ce nivel avem noi. La noi aici e noaptea ca hoții că să scape Dragnea de pușcării. Și uite că n-am mai scăpat și tot nu s-a întâmplat nimic. Asta este. Da. Ce părere aveți, domnul președinte, de pandemia asta până la urmă? Există coronavirus sau nu există coronavirus? Ce părere aveți? Ea există, pandemia asta, însă aici sunt niște probleme. Eu mă refer la problemele legislative. Sunt niște restricții care nu trebuie să aibă loc. Articolul am de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, am notat undeva, unde se spune că aceste restricții pot avea loc numai în caz de război sau stare de urgență. Nu în starea noastră care ne-a înălțat la starea de urgență. Și atunci toate încălcările de legile care... Cum a fost stare de urgență, nu a fost stare de urgență. A fost, dar și-a revenit. Și-a revenit, da. Dacă era în stare de urgență, atunci puteai să faci... Astfel nu poți să încalci drepturile omului. Că așa fiecare găsește o soluție să încalci pe plan local sau pe plan central drepturile omului. Și atunci vine acum, iar îi amendează și nu știu ce, și iar le anulează, ca cum s-a făcut înainte. Cu sute de mii de oameni condamnați cu amendă, sute de mii de cauze. Și uite, așa se va ajunge și acum. Deci trebuie să fie foarte atent aici, că restricțiile astea trebuie să ne racolăm la ce spune Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci nu este corect să aplice amenzi acum și nici restricțiile astea. Bine, adevărul că amendă n-am auzit pe nicio țară să dea amenzi pentru orice ceva. Și sau să se ducă cu forța, să interneze cu forța în spital, nimeni n-a făcut chestia și asta. Și încă o problemă aici, am văzut că în America acum se face votarea prin poștă, dar la noi, acum, dacă trebuie să asigur și dreptul la vot. Dreptul la vot e prevăzut în Constituție. E prevăzut articolul 4 din Constituție. Și acum nu mai pot să merg cu urna volantă la om acasă, dacă e infectat. Și atunci, dacă cumva o lua... O pui la ușă acolo, nu? Păi nu. Bine, dar nu e 1, 2, 3, sunt mii de oameni și dacă nu, ar trebui să fie un sistem electronic sau să amâne alegerile, dacă în momentul de față au loc alegerile, vor fi declarate de Curtea Constituțională, eu am mare încredere în Curtea Constituțională, ca nelegale și atunci vin milioane de oameni din nou la vot, că trebuie să asigur dreptul la vot, fiecărui cetățean. Dar numai prin vot electronic sau altă soluție. Deci va fi gravă de tot această situație. Nu e ușor. Noi mergem, trecem cu vederea peste orice. Mai ales când e vorba de om, să-l călcăm în picioare, nu e problemă. Dar să avem grijă de el, nu. Să-i facem cantine sociale, să aibă un spațiu de locuit, cum sunt și în alte. În America, din primul război mondial, ciorba săracului se dădea. Ciorba în primul rând. Noi nici acum, mergem în Paris, mergem în orice oră, există cantine sociale unde mănânc, cei care nu au posibilități mănâncă de gratis acum. Au spațiu, dacă nu ai unde să locuiești, bine, sunt unii care nici nu vreau să meargă, dar dacă vrei să mergi, să asigur un spațiu de locuit, domnule. Omul trebuie să fie pe primul plan. Viața, se dea zi de pandemie, viața trebuie să fie pe primul loc. Și atunci, dacă au loc alegere, te duci pix, un pix, milioane de oameni folosesc un pic, milioane folosesc cu ștampila. Camera de votare și alte lucruri. Ce prevenire să face la pandemie? Ce prevenire să face la virus? Iată de ce părerea mea că trebuie amânate obligatoriu până nu se va intra în vigoare un vaccin sau până nu se iau măsuri electronice să votează omul acasă. Da, haideți să revenim un pic la subiectul despre vânzarea terenurilor către străinii. Știu că s-a vândut aproape jumătate de Românie s-a vândut la străini.
la persoane străine și că restul de țări din Europa, nu știu dacă mai există vreo țară în Europa care își vinde terenul. Ungurii nu nici un metru de pământ au vândut. Poloneze nu. Nu, cine vinde? Păi dacă ți-ai vândut pământurile, ai renunțat în primul rând, la suveranitate, la independență, la o parte din ea. Intrând și în Uniunea Europeană, deja noi am renunțat la o parte din suveranitate. Și noi, și în Uniunea Europeană, noi cu pământul și cu astea și cu drepturile noastre, noi nu suntem activi acolo. Acolo sunt viteza 1, 2, viteza 3, 4, noi suntem un marșarier. Noi mergem înapoi. Și atunci ce facem și cu pământurile și cu astea, domnule? Suntem slugă la străini. Noi nu vom mai conduce noi țara României. Ne conduc străini. Noi Există, suntem slugi în straga noastră. Slugi! ar exista o soluție de naționalizare a terenurilor vândute străinilor sau? Astea, deci, dacă s-ar ajunge la Curtea Constituțională, că eu am mare încredere în Curtea, deși politizată de la partide, de la președintele, au dat soluții foarte bune. Le-ar declara actele neconstituționale. Și s-ar putea reveni asupra lor. Asta văd eu soluția. Numai trebuia cineva să sesizeze Curtea Constituțională. Pentru dumneavoastră, ca partidul România Mare, deci ați Noi putea ca partid. o să vedeți, Ca o să partid. facem, uite, o să ajungem, fiți atenți, domnule Cristi, o să ajungem să facem plângere și pentru trădare la cei mai mari oameni din România. Trădare, nu spun acum, dar avem probe. Că ne-am vândut la străini și ai trădare. O să vedeți, altă dată o să vă aduc și exemple din asta. Bun. Care este poziția Partidului România Mare vis-a-vis de apartenența noastră la Uniunea Europeană și la NATO? Deci, fiind un partid naționalist, spunem că națiunea trebuie să hotărască. Constituția e aprobată prin referendum. Și Uniunea Europeană ar trebui să efectueze un referendum cu privire la existența noastră sau nu la Uniunea Europeană și la NATO. Fiindcă eu nu zic că sunt împotriva Uniunii Europene, dar nu trebuie să mă pronunț eu. Națiunea. Ei trebuie să hotărască cum e mai bine. Cum s-a făcut și în Anglia, în Marea Britanie, așa ar trebui și la noi. Deci asta e cea mai important lucru care trebuie să se întâmple în România. Și noi vom milita pentru acest lucru. După aia cu NATO. NATO cu a apărut ca... A apărut cum a apărut NATO? Prima dată a apărut tratatul de la Varșovia, care era organizația politică a țărilor comuniste, și după aceea contrapondere a apărut NATO. Deci dacă a dispărut cauza, ar trebui să dispară și asta. Dar eu cu NATO, noi trebuie să avem armată. Armata de bază. Un stat fără armată e nimic. N-a dus la Revoluție, că tot armata a hotărât. Deci trebuie să întărim armata. Și NATO, da, e părerea mea, dar treaba e că să se pronunță națiunea, da? În toate situațiile. Asta e cel mai important. Referendum în toate situațiile astea mai importante. Hai să ne întoarcem un pic la început și să discutăm despre cum s-a ajuns la dizolvarea mai multor organizații PRM din România. Adică, la un moment dat erau altă conducere, alte organizații s-au dizolvat sau ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că după ce a părăsit această lume Vadim, a intrat într-o situație, n-a mai fost activă. De tăcere, n-a mai existat practic noi în România Mare. Și numai de anul trecut. Știu că și fiica lui Vadim Tudor s-a implicat în conducerea partidului. Nu avem legătură cu Partidul România, cu România Mare, cu ziarul România Mare. Nu avem nicio legătură. Dar s-a implicat, dar nimic, nu s-a mai văzut nimic, nici la televizor, nici la radio, nici nicăieri. Și acum numai de anul trecut s-a hotărât. La noi au fost altceva, am dizolvat-o, fiindcă am avut un proces cu președintele, cu Andronache, și l-am dat afară. Și el Președintele din Hunedoara, din Hunedoara și el a făcut împotriva hotărârii de dizolvare și dar a făcut recurs, dar nu s-a mai dus, n-a timbrat recursul la înalta curte și a rămas definitivă hotărârea. Deci noi ne-am dizolvat-o prin hotărâri judecătorească. În altele s-au dizolvat de drept, așa, fără să mai fie activit. Dar de anul trecut, de când am pus pe Iovici, un om deosebit președinte la partid, deja se muncește mult. Și în alte județe sunt organizațiile, și în Alba, și în Cluj, peste tot. Avem reprezentant zonal de la Târgu Mureș, deci numai în Hunedoara s-a dizolvat. În restul el a rezistat, dar a rezistat mai mult pe hârtie. Numai de anul ăsta am început să fim activi. Da, și acum pe câți membri contați? Știu că aveți, la un moment dat aveați mulți membri. Acum Vom vedea cât va fi, câți vor fi, câți nu vor fi, să știți că oamenii țin la România Mare.
Zice, domnule, voi sunteți singurul partid care puteți scoate țara din rahat, cum s-ar spune, scuzați expresia. Cei care au fost 30 de ani ne-au vândut, ne-au terminat. Noi nu mai existăm nici ca popor, nici ca nație. Și toți au încredere în noi. Au fost oameni cu care am vorbit și au spus că scârbiți de politică, nu mai vreau să fac politică. Și nu mai fac, și mă întreabă la ce parte, România Mare, hai că discutăm. Când auzat de România Mare, deci numai acum avem timp, trebuie să avem timp, nu contează cât, noi nu mergem cu altă alianță, nu mergem pe propriile noastre picioare, pe liste proprii. Nu ne ducem ca USR sau ca alții care n-au nicio ideologie să meargă pe listele altor partide. Fiindcă azi ești, mâine nu mai ești. Începem de jos, dar vom ajunge sus. Asta e autonomia, aceasta trebuie să existe și în cadrul partidului, nu numai la nivelul unei întreprinderi instituții. Ce părere aveți despre alegerile astea? Seamănă, nu seamănă? Eu v-am spus că trebuie să seamănă. Obligatoriu, altfel Curtea Constituțională le va declara neconstituționale. Păi de ce oare? Fiindcă dreptul la vot e prevăzut pentru fiecare cetățean și ei nu asigură acest drept la vot fiecare cetățean. Păi cei care sunt izolați nu pot să meargă cu urnele volante la ei și atunci unul, dacă nu votează, i-a încălcat dreptul. Este un drept elementar prevăzut în Constituție. E bun, atunci... acum bolnavi vor fi întotdeauna în România, nu? Dar au fost și înainte, dar mereu cu urna volantă la ei caz, nu mă acum. Dar acum nu poți să mergi, că ei sunt izolați. Care au virusul ăștia, nu poți să te apropii de ei, trebuie să fii izolat 14 zile. Deci nu te plâng. Și înainte era bolnav de gripă, era bolnav de altceva și nu pute. Nu știu. Acum asta e izolarea, deci nu ai voie să te apropii de ei. Trebuie să găsești altă soluție, prin vot electronic, votul prin poștă, altă soluție. Că votul trebuie să fie direct, nu merge indirect. Dar ce părere aveți despre educația din ziua de astăzi, despre școala românească, în ce gaură a ajuns? Școala, domnul Cristi, nu numai că aproape nu există, dar s-au desfințat multe școli, aici e important. Și calitatea, în primul rând, calitatea, că școala calitatea, a rămas acolo. Bun, dar profesorii, doctorii, medicii, cei buni, s-au dus în străinătate. Școala există așa de formă. Exact, de formă. De formă. Exact, nu, da. Ce să spunem despre școală? Trebuie investiții mari, că dacă n-ai școală, n-ai nimic. Cu școala trebuie să întrebi, cu cei 7 ani de acasă și cu școala. Că dacă nu ai școală și e greu să realizezi în... Păi în Japonia, știți cum e? În Japonia, la fiecare om îi asigură școală și calificare. În profesie, de electrician, sudor sau nu știu ce. Și nu contează că tu după aceea... La noi a fost la noi odată pe vremea lui Ceaușescu, dar spunea că 3 ani după aceea trebuia să lucri în România, știți, și la locul de muncă. Unde ai fost. Nu, la ei, chiar dacă pleci în străinătate, nu e o problemă. Crește că 80% se mai întorc înapoi sau 70% și tot aduc la noi. Dar la fiecare om, japonezii asigură o școală generală obligatorie și o calificare la locul de muncă. Noi ce am făcut? Am desfințat calificări, meserile, știți, prin bramburica aia sau cum o cheamă, nu știu. Să desfințezi meserile, să n-ai de omul, domnule. Păi cum așa e posibil așa ceva, domnule, România, să nu-i asigură om un loc de muncă? Și un loc de muncă? Păi investițiile astea. Păi investițiile, domnule. Nu e mare lucru, domnule, să realizezi aceste lucruri la întreprinderile mici, să le faci. În Kosovo, știți ce au făcut? În Kosovo, ca să luăm exemplu și altul. După ce s-au desprins din aia, într-un an au făcut autostradă, 900 de km dintr-o parte în alta. Cu firma Beckel, care noi plătim acum miliarde, Beckel care a făcut numai 50 de km la noi, de la Cluj, acolo. Și după aia investițiile. 5 ani de zile, cei care investiți în comerț, în turism și în astea, nu plătesc impozit. După 5 ani jumătate, cu ocazia asta n-au șomeri, au oameni, au produs, câștigă și statul, nu numai oamenii. Noi am putea să investim. Românul ar găsi soluții după 5 ani și dezvoltă firma și își face alta nouă. Că în România aici românul știe cum să rezolve el. Da, numai că asta e ce să face. Da. Acum știu că aveți o filozofie proprie despre capitalism și despre orânduirile societății umane. Da, au fost, deci a fost comuna primitivă, statul sclavagist, feudalism, capitalism. Acum despre capitalism spun oameni mai documentați ca mine, spune Papa Benedict și acum Papa Francisc, au spus că capitalismul este depășit și dacă în 2-3 ani nu se iau măsuri, se va distruge omenirea chiar. Dar nu spun cum și ce.
singur papa, Papa Francis spune că cei care au măsuri de austeritate sunt dușmani ai poporului. Adică, după părerea mea, acum dacă ar trăi Marx, ar fi problema rezolvată. Chiar dacă și el a greșit. Dar o spus și cu manifestul Partidului Comunist, o spus-o, chiar dacă a fost greșită. Capitalul l-a spus la fix. Și cu ce APL-urile le-a spus. Și cu aceștia cu tot, numai că nu respectat a noștri la ce APL spunea, domnule, intră când, dacă vrei să ieși, ce ai băgat, scos la noi, nu mai. Dar de asta vreau să spun. Că dacă mai ieșea Marx el, sau un nou Marx să fi născut, ar fi spus. Eu zic următorul lucru. Ce să prevede acum, că vorbim și de capitalism, ați văzut că mai nou relațiile economice nu mai sunt lăsate la voia omului. Intervine statul, ceea ce în capitalism. În Franța au fost la faliment firmele Citroën și Renault. Le-a cumpărat statul de la faliment, le-a rentabilizat și le-a redat din nou circulație civil. În America au fost două bănci importante. În America la faliment le-a luat statul american. Deci, asta e una la mână. Al doilea la mână este cu curentul care este acum în toată lumea, plecând din America, de la Trump, curentul naționalist, curentul partidele naționaliste, care sunt la vogă acum și în Italia, și în Spania, în Austria, Olanda, în toate țările. Și eu zic că orânduirea care a venit după capitalism se va numi sistemul naționalist, sistemul național, un partid. Națiunea trebuie să o tărască și acesta va fi viitorul. Și după aceea ne întoarcem iară la comuna, de unde am plecat, la comuna de primitivă, cu mare autonomie. Și asta va fi viitorul, fiindcă la om nu mai convine să mai fie condus de alții, nu mai convine. Și el prin educație, vorba de noastră, prin educație, ajunge la un nivel de gândire. Dom'le, chiar dacă mănânc o pâine și un carton, nu știu ce, dar eu îl pun, eu îl cultiv, eu îl mănânc, nu mă dirigează nimeni, eu mă dirigez pe mine. Iată ce înseamnă, zic eu, că asta e o viziune naționalistă și următorul sistem după capitalism va fi sistemul național. Asta zic eu. Părerea mea. Adică ce se va întâmpla în sistemul național? În național, națiunile hotărăsc pe plan național. Pe plan local, oamenii de rând, de la hață, de la comune, ei vor hotărâ ce trebuie să facă și ce nu. Ei se vor conduce, ei se vor alege. Va fi ca în Anglia, deja la ei n-au lege acolo și Constituție. Iau precedentul judiciar. Păi te judeci după cum s-a judecat o cauză anterioară. Dacă nu există, creezi tu un precedent atunci. Deci asta zic un sistem național. Sistemul anglosaxon. Anglosaxon. Deci național, tu hotărăști pe plan local, pe plan național, nu mai vin globaliștii și ăștia să-ți dea indicații ce să faci și cum să faci și să îți ia și pielea de pe tine, nu altceva. Fiindcă zic că e rentabil și din punct de vedere economic și din punct de vedere spiritual. Acum, România Mare participă la alegerile locale. Da. Aveți deja, ați desemnat candidați de primari în toate... Nu am candidat, nu am... Avem, suntem, dar încă n-am început nici cu listele de susținători, dar avem candidați de primari, mai mult de consilieri și la consilieri de țean și la consilieri. Dar n-am început campania electorală. Domnul Cristi, ne respectăm legile. Știți ce spune legea electorală asta? Că campania electorală începe în 28 august. Bun. Și dumneavoastră vedeți câte pancarde sunt peste toate firmele și peste tot sunt pancarde cu candidații și cu ăștia. De-aia nu vreau să spun dacă avem sau nu candidați. Păi v-am întrebat dacă avem. O să aveți candidați da, o să avem, dar vedeți cum încalcă legea. Dar încă nu i-ați desemnat. Că nu i-am desemnat. Marea majoritatea partidelor și-a desemnat. Da, s-a desemnat. Eu din 17 iulie nu m-am fost, n-am nici o lună de când sunt președinte, mă înțelegeți? Dar am. Avem și în Deva, și în Unedoara, și la comune, deci la comune o să, în principiu, cei de la centru mi-au spus, domn, dacă reușești să pui la Consiliul Județean și în orașe și municipii, e bine. Mă înțelegi? În prima fază. Să aveți lista completă ca să puteți parca. Nu trebuie completă. Dacă nu e completă, nu particip la tragere la sorți, la numărători, la alea nu particip. Dar pot să pun și mai puțin. Nu contează. Nu trebuie să am 11, dacă 11... consilier trebuie pe un nou podă, un număr 4-5. Numai în defavoarea mea. În defavoarea mea. Și la vot și la alte lucruri. Și apropo de așa, e corect, domnul Cristi, ca guvernul ăsta să hotărască, nu guvernul ăsta, ca guvernul anterior a hotărât, ca partidele politice să fie subvenționate de la stat, domnule, finanțate de la stat. Și după aceea și la voturi acum,
cât, cu cât e mai multe partide și mai înțelege, cu atât îți dă bani mai mulți. Asta nu e o discriminare. Și noi care nu avem niciun leu, deci care nu are, să se ducă de tot, să moară de tot. Egalitate de șanse, prevăzută în Constituție, egalitate, când dai la partidele care la putere, le dai bani, că ei între ei s-au dat, ei s-au hotărât. Unde e egalitate? Unde nu e discriminare aici pe deci față, domnule? Deci e funcție de procentele pe care le luați în alegeri. Da. Da. Bun, și dacă vine un partid acum și se înființează și... Ce? Ăla nu are dreptul și el, domnule? Păi da, asta e egalitate de șanse? Spuneți dumneavoastră, asta e, nu e discriminare aici. Acum știți cum e, legea trebuie... Acum putem să discutăm până mâine, dar legea da. E lege și asta e situația. Da, păi eu nu zic că legea trebuie respectată. Bună, rea cum e, trebuie respectată. Da, până la urmă aveți în vedere alianțe, să faceți alianțe cu cineva? Facem, nu facem alianțe cu nimeni. Deocamdată, acum asta e. Nu facem. Mergem pe propriile picioare. Ce va fi, va fi. În orice caz... Eu sunt destul de optimist și cel mai mult se va vedea la legile parlamentare, atât se va vedea cel mai dur va fi acolo, în care eu sper că România mare va fi sus de tot. La momentul actual aveți vreun primar în funcție? Nu. Nu. Avem consilieri. Consilier. Avem și la Vulcan avem mulți consilieri. La Lupeni avem mulți consilieri. Consilieri avem 11 consilieri, dar restul... Primar nu avem. Fiindcă a fost, v-am spus, nu a fost activ. S-a lăsat. România Mare a fost o avut o perioadă de ieșire din primul plan. Un fel de moarte clinică. Așa. Moarte, un fel de moarte, chiar așa moarte. Pe de altă parte, sigur că România Mare este un partid foarte important, părerea mea. Chiar la un moment dat îi se spunea că este un partid extremist, naționalist. Eu nu-l văd așa, eu îl văd ca un partid național, ca un partid naționalist, într-adevăr, dar acum, mai ales după dispariția lui Vadim Tudor, extremismul a dispărut cu totul din acest partid și chiar președintele, copreședintele Partidului România Mare, Dan Claudiu Tănăsescu, a fost în prezent în studiul Capital TV acum două zile și chiar mi-a plăcut de el așa cum... El e și un tip sociabil și un tip spiritual și un bun povestitor și a descris foarte frumos, părerea mea, România Mare și ce se întâmplă acum cu el, referitor la transformările care au loc în cadrul partidului și chiar m-aș bucura, domnule președinte, să puteți să duceți partidul la o linie de plutire în sens pozitiv, bineînțeles. Nu a fost extremist nici pe perioada lui Vadim. El era un pic mai dur cu pedepsele, atât. Pedepsele și cu discursul, avea un discurs. Cu discursul mai dur, așa, și până... Dar acum preluăm ce a fost bun de la el. Deci noi suntem echilibru acum. Noi suntem echilibru, dacă mă refer la mine, la persoana mea. Eu... Am o relație foarte bună și cu ungurii, și cu românii, și aveam posibilitatea să fiu chiar extremist, fiindcă un frate de-a lui taică-meu a fost în luptă împotriva ungurilor în 1944 și a murit la Câmpia Turzii în luptă cu ungurii. Și l-au nimicit, nici nu l-a mai dus acasă, l-a îngropat acolo și mi-a dat numele Gavrilă, că așa s-a încetățănit zi la țară, că cine să nace, să ia, aș trebui să fiu extremist? Nu. Am stat 5 ani, domnul... 5 ani cu un ungur în bancă, la facultate, la Cluj. Primii naș la căsătorie, unguri. Actualul copil al meu, căsătorit cu unguroaică. Eram bine cu socrii și cu ei și cu tot. Și numai ei, am fost la, și ungurii de acolo, de la ei. Am fost la Giula, am făcut revelionul la Giula. Când s-a schimbat ora, deși erau 80% în bar unguri, au pus domnule la imnul României. S-a cântat în România, s-a băut în palme, s-a băut o șampanie pentru România. Deci, numai cercurile revizioniste, reacționare, alea creează niște animozități între noi și unguri, extremiste, așa, în funcție cu Soros. Am văzut că și la noi acum s-a creat extremismul ăsta, că, nu știu ce, cu Partidul Social, cu ungurii, că ne vând Ardealul de la cel mai înalt nivel de la președinte, domnule. Asta e extremism, domnule, nu ce facem noi. Noi facem echilibru. Noi trebuie să trăim bine.
Să trăim bine în țara asta. Există un caz al bărbatului care l-a amenințat pe președintele Iohannis. Și știu că dumneavoastră aveți un punct de vedere vis-a-vis de această situație. Eu și ca... Dosarul prin care Costin Munteanu a fost condamnat pentru că i-a trimis o scrisoare de amenințare președintelui Claus Iohannis și între timp judecătorii care l-au găsit vinovat și-au motivat decizia. Da, eu și ca jurist, ca magistrat vreau să vă spun cum stă situația. E un caz rarisim, așa ceva nu poți să întâlnești în România, așa ceva. Pentru o amenințare de un an, știu și eu, un an cu executare. Situația este în felul următor. La Curtea Europeană a Drepturilor a fost un caz Kurt Waldheim. Kurt Waldheim a fost secretar general la ONU și cancelar al Austriei. În perioada când a fost cancelar al Austriei, un cetățean a făcut plângere împotriva lui că a fost membru SS german și răspundea de camerele de gazare, de gazare evrei, domnul. S-a dovedit că nu era. A fost condamnat în Austria, dar Curtea Europeană l-a achitat spunând că dacă ești politician și ești pe un anumit nivel, ești supus criticii, domnule, și trebuie să le accepți. Acum ce-ar fi la președinte, acum pe toți cei care îl amenință cu moartea, să-i bagi milioane de oameni, să-i bagi la pușcărie, domnule. Și iată, acest aspect al Curții Europene a fost preluat și de magistrații noștri din România, dar nu toți, nu? Nu știu cine au fost toate ce interese sunt aici. Uite, a fost Băsescu cu ministrul Sănătății Nicolaescu, am aici un ziar, care s-au înjurat, s-au făcut hoț, Băsescu l-a făcut că și schizofreni, bă, nu știu ce, știți? Și nu numai că n-a fost penal, instanțele de la noi din România au dispus că articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care apără dreptul la libertatea de exprimare în cadrul unui discurs politic, nu este încălcat în această situație și omul poate să îl critique dacă ești pe o anumită funcție. Bine, poate să critique, dar nu poate să îl amenințe cu moartea, nu? Ba nu, poate să-l amenințe. Poți să-l amenințe, de ce să nu-l amenințe? Da. Cu Kurt Waldheim l-a amenințat, ăia au spus că și-a omorât oameni, nu știu ce. Dar și aici mai e o greșeală. Mai e o greșeală, fiindcă amenințarea se urmărește la plângerea prealabilă, aici nu scrie nimic. Eu am tot respectul față de mass media, că mass media și aici au arătat numai ce te n-au făcut comentarii, adăduc. Mass media în România își face datoria față de partidele politice și de reprezentanță statului nostru. Dar trebuie să spună, domnule, că deci înseamnă că Iohannis a făcut plângere împotriva lui. Că asta la plângerea prealabilă. Și atunci mă întreb, Iohannis, ce consilier are? Juridic, știi? Nu știe că astea cauzele nu pot fi condamnați? Sau faptul că era pe Curtea de Europa? Păi bine, dar instanța respectivă... Da, bun, dar cum ajunge la Curtea la Alba Iulia? Ajunge în recurs. Să vedem acum ce dă aici ea. Pe ce se bazează? Cârcotașii spun că la Alba Iulia sunt mulți judecători din Sibiu. Mulți judecători care au judecat și case și pe oameni. Ce, și... ce părere aveți dumneavoastră de parchetul pentru investigarea infracțiunilor în justiție? Da, e bine, asta este bine. Dumnezeu. E bine că trebuie să fie existe acolo un parchet, dar el e subordonat procurorul general? Exact. Nu e ca la DNA, că nu? În stat sunt trei mari puteri. Puterea executivă, puterea legislativă și judecătorească. Nu cum a făcut DNA-ul și încă un partid lor făcut, care i-a dat pe sănătate juridice. Asta da. E în cadrul parchetului general e aceasta. Procurorul șef al DNA-ului nu este subordonat procurorul general? Nu. Procurorul general nu. Sau direct ministrul justiției? Nu, el are a lui aparte. Și uite, Chioveși ce a făcut? Ce a făcut dacă veniți la Chioveși aici să vedeți? Chioveși a promovat procurori fără legea procuraturii spune, domne, trebuie să promovezi prin concurs procurorii, numea directă. Probabil îi numea provizorii, erau foarte mulți numiți provizori, nu? Tot interimar. Interimar. Tot interimar, da, tot interimar. Păi așa se face justiție, cu interimar. Nu numai interimar și iar interimar avem. Și acum avem și la și în judecă. Tot așa că e asta cu... Dar vedeți dumneavoastră, câți procurori au fost condamnați? Până acum asta, portocală și cu ăsta, până acum au mai fost în România? Au mai fost așa, mai cazuri mai rare. A, că nu o luat mită sau ceva, dar în restul ăsta, și portocală o luat dispoziție, o dat dispoziție că o și direct.
Că vezi și ce a pățit. Ce a pățit? A ajuns procurorul european șef. Da, domn, și atunci la Uniunea Europeană e bine? De aia nu, pe știi ce fac ungurii și polonezii nou? Că ca și la CEDO, fiecare țară are câte un judecător, știți acolo? Și aici trebuie să avem câte un judecător. Când au auzit de Chiove și poloneze și cu unguri, au zis că ei nu trimis procurorul și atunci intră. Deci cel mai slab procuror, cel mai afectat, cel care a făcut atâta pagube și morale și materiale, păi nu ne-a pus acolo. Cum a ajuns? Păi cum a ajuns, domnule? Păi cine s-a ajuns? Păi cine s-a pus-o? De la Sibiu, cred că președintele o fi pus-o. Președinte, dar președintele nu poate să... Bun, dar închipuiesc dumneata că și prim-ministru acolo, Ursula aia, așa cum o cheamă, și aia e băgată în procese de corupție, domnule. Ce se întâmplă și la Uniunea Europeană asta? Ce se întâmplă? Asta nu... Păi cum adică aia, Chiove și așa, Ursula așa, cine conduce la Uniunea Europeană? Ce interes au ea ca să dezvolte România? România se înființează multinaționale și plătesc impozitele în țări străine. Nu le plătesc la noi unde se creează profitul și unde muncesc oamenii și nu știu. Iată, niște chestii, nu văd bine nici Uniunea Europeană asta cum e. Numai că iau coloane vertebrale, ungurii și poloneze și ce ei nu o las, când nu le convine, spun părerea. La noi niciodată nu s-a întâmplat să fie pe contră. Și la, apropo de că cine a pus-o și pe Chiovești, că, păi alu Băsescu tot acolo, domne. Alu Băsescu. El e europarlamentar, el a pus-o și ministru, el a pus-o și procuror general. Tot Băsescu când a fost președinte, el cu Ponta. Și acum, acolo, el e europarlamentar, Blaga e europarlamentar de-a Partidului Democrat, Falcă e democrat, Hada e democrat, tot de-a Partidului. Deci, partidul, acum la Partidul Liberal. Păi, ăsta nu e Partid Liberal, domnule, ăsta e Partid Populist. Liberalii nu au fost niciodată de dreapta. Ei fac parte din dreapta popularilor din Uniunea Europeană. Iar să Brăteanu, săracul, cât o luptat la pentru țară și pentru asta Partidul Liberal. Acum au ajuns ăștia liberali, domnule. Ăștia sunt de dreapta, ăștia ați văzut? Cine a numit-o pe Chiovești acolo, dacă tot ea europarlamentar? Eu am numit-o, știu, am numit-o Parlamentul... Da, pe acolo, da, dar ăștia au făcut, nu. Eu am făcut campanie. Nu? Că doar și eu au votat la mult. Probabil că așa au fost mulțumiți de activitatea doamnei Chiovești. Și din cauza asta... De ce? De ce să fie, domnule? A dat dosarele cu Revoluția Chis, de dosarele cu minerea de achis, câți oameni au murit acolo. După aceea a făcut protocole cu SRI, ca SRI care e numai de e organ de informare. Făcea cu procuratura cercetări în cauze penale, datorită lui Chiovești. Ce a făcut asta? Și acum rea dosarele Revoluției în alt rahat mare, cu crime împotriva umanității, care nu era incriminat crimine. E numai acum, din 2000, deci când s-au comis fapte, nu era incriminat, dar ce crime nu-i prescriptibile. Cum, domnule, dar de acum înainte, să tot... Și nu iasă nimic nici cu Revoluția, cu alea, cu candidația, nici nimic. Totul este vraiște în România, vraiște tot. Domnule președinte, în încheiere aș dori să vă spuneți ce mai aveți de adăugat. Acum, ca o primă întâlnire, sunt convins că ne vom mai întâlni și în cumva de ocazii în alte emisiuni, mai ales că vine și campania electorală și va trebui să facem emisiuni. Vă rog, dacă aveți ceva de adăugat în încheiere. Eu, la cetățenii care merg la vot, aș dori ca să dea dovadă de maturitate. Să vadă ce a fost bun și ce a fost rău și să voteze pentru prosperitatea României. Iar la Partidul România Mare vă asigur că va avea un viitor strălucit, fiindcă ține la oameni, la țară și, în primul rând, la copii și la oamenii noștri. Mulțumesc, domnule președinte, pentru participare. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de astăzi. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.